Primăria Reghin a reușit anul trecut să colecteze 91% din impozitul local estimat pentru anul 2013. Informația a fost dată publicității de purtătorul de cuvânt al instituției, care a arătat că și în anul care s-a încheiat, persoanele fizice din municipiu s-au dovedit mai conștiincioase la capitolul plata impozitului local. Pe anul 2013, gradul de încasare al veniturilor la bugetul local este în proporție de 91%, și anume impozit pe clădiri 91%, impozit pe teren 80% și impozit auto 75%. Menționăm că la persoanele fizice, gradul de colectare este mai mare decât la cele juridice. Reghinenii care nu și-au achitat impozitul local până la termenul stipulat de prevederile legale au de achitat majorări de întârziere de 2% pe lună, după care se vor lua și alte măsuri legale de recuperare a sumelor datorate la bugetul local. Cert este că, la fel ca în fiecare debut de an, în aceste zile nu se poate efectua plata impozitului. Casieria primăriei Reghin se va deschide începând de vineri 10 ianuarie și va funcționa după același program deja știut. Vrem să mulțumim cetățenilor că și-au achitat obligațiile pe anul 2013 și pe anul 2014 îi așteptăm la caseria primăriei municipiului Reghin, începând cu data de 10 ianuarie 2014. Reprezentanții primăriei mai spun că unele taxe și impozite datorate pentru acest an au suferit modificări potrivit unei decizii a Consiliului Local aprobată în cursul lunii trecute. Pentru anul 2014, impozitele și taxele locale s-au stabilit conform hotărârii de Consiliul Local din 17.12.2013, hotărârea de Consiliul Local 185. Hotărârea de Consiliul Local cu privire la stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2014 poate fi accesată și pe pagina de internet primariareghin.ro, la secțiunea Hotărâri ale Consiliului Local.